au produs multe goluri, așa să sperăm că vom avea și în acest duel dintre Dan Buzărnescu și Robert Dumitru. Dan Buzărnescu, 23 de ani, jucător profesionist de FIFA, vedem palmaresul său în acest campionat de Casa Liga 1, format virtual. Vedem și palmaresul lui Robert Dumitru. O înfrângere surprinzătoare, cum spuneai și tu, cu FCSB în runda trecută. În rest, a avut un nivel ridicat de joc. FCSB a jucat foarte bine etapa trecută, dar meciul acesta este deschis oricărui rezultat. Dan Buzărnescu, am văzut, preferă multiple formații, 4-4-2, 4-2-2-2 și 4-2-3-1, dar în general am văzut că și el folosește acest 4-2-3-1 pe care îl vedem și la Viitorul Constanța astăzi. Interesantă opțiunea pe care o ia Dan Buzărnescu de a-l folosi pe Mihail în rol de al doilea atacant. Să știi că eu, în timpul acela scurt în care am jucat FIFA 20 și am ales, cum spuneam și în undele trecute, Paris Saint-Germain, îl jucam pe Mbappé în rol de al doilea vârf, undeva în spatele lui Icardi, pentru că venea din linia a doua cu viteza aceea impresionantă și Mihail aș spune că are cumva aceleași calități în joc. Da, poate fi cazul acesta. Mihailă, cred că va fi foarte important în ceea ce privește atacul lui Dan Buzărnescu. Nu uitați că puteți dona 2 euro la 8827 cu textul Liga 1 pentru a sprijini această campanie caritabilă. Și meciul începe cu un atac al Viitorului. Pitu către Dulca. Este Robert acum foarte periculos. Gabian cu centrarea către Rivaldinho. Gol! Viitorul Constanța 1-0. O fază foarte bună, o posesie prelungită a lui Robert, care se încheie cu golul brazilianului Rivaldinho. Este un duel foarte interesant între cei doi jucători pentru faptul că amândoi au favorite echipele de zi cu zi, chiar cele pe care le reprezintă în acest campionat Casa Liga 1, formatul virtual. Dan Buzărnescu, fan Universitatea Craiova, Viitorul este reprezentat de un fan, Dumitru Robert Mihai, un tânăr jucător de FIFA, de altfel cum are și Viitorul în echipa sa, Hagi, se bazează mult pe tineri. Era normal să aibă și un tânăr aici la Viitorul pe care să se bazeze în acest campionat. Fază superbă aici, egalează Universitatea Craiova 1-1 în minutul 67. Egalează Bayram, omul despre care ai vorbit atât de mult în acest turneu, Teo, despre care ai spus mereu că poate fi un factor important. Și am văzut schimbări în repriza a doua. Bărbuț este momentan atacantul Craiovei. În prima repriză, statistica a arătat că Viitorul a dominat meciul, 62% posesie, niciun șut pe poartă din partea Craiovei. Dar acum Buzărnescu face schimbări tactice, egalează. Am văzut etapa trecută că Astra Giurgiu a pus probleme, la fel tot în prima repriză era condus cu 1-0, dar a reușit să revină, scor final 2-1. Și acum, în continuare, singurul jucător de atac care rămâne e Bayram, iar Dan Buzărnescu încearcă să forțeze o schimbare tactică care să-i aducă victoria în acest derby. Dar nu mă surprinde faptul că joacă acolo cu Bărbuț, cel puțin din punct de vedere al faptului că nu prea s-a descurcat Dan Buzărnescu cu Andrei Ivan. A avut puține goluri marcate Andrei Ivan, pare să nu fie un jucător pe placul lui Dan Buzărnescu. Atac Viitorul prin Bârnoi, în partea dreaptă. Bârnoi îl are în față pe Bancu, minge scoasă în zona centrală. Rivaldinho, un jucător pe care și-a clădit mult jocul ofensiv Robert Dumitru. Combinația Viitorului, ca și în realitate, cu multe pase scurte. Matei Zua! 2-1 Viitorul și se profilează o mică surpriză, Teo. Într-adevăr, Robert îmi place foarte mult cum forțează în zonă centrală. De fiecare dată reușește să verticalizeze aici. Zua a fost găsit foarte bine în zona centrală. E 2-1. Și să vedem dacă Dan Buzărnescu poate să mai facă ceva pe final de meci. Nu, este victorie pentru Viitorul Constanța contra Craiovei și un meci foarte important, foarte bun făcut de Robert Dumitru. Prima înfrângere în acest campionat pentru Dan Buzărnescu după 3 victorii și un rezultat de egalitate.